Jos Ponta! 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 Liberalii au organizat proteste în toată țara, prin acestea cer vehement demisia premierului Victor Ponta. La acțiunea de la Râmnicu Vâlcea au participat aproximativ 200 de persoane, care și-au exprimat nemulțumirile în fața instituției prefectului. Important este ca demersul nostru să fie bine reprezentat și cred că dacă în toată țara se întâmplă aceleași manifestații, la toate prefecturile din județele țării, sigur că suntem nemulțumiți toți de ce se întâmplă în România acum și cred că soluția de demisie a premierului Ponta, cel puțin să facă gestul pe care l-a făcut premierul Moldovei acum câteva ore, cred că ar fi o chestiune de moralitate și de demnitate. Șansa pentru ieșirea din criza României este demisia lui Ponta și a cabinetului său, un cabinet care protejează corupții, cum spuneau, și nu cred că ne mai reprezintă. 16 noiembrie a fost un pas de schimbare a metodei de politică. Noi vrem să facem asta și este un gest, să spun eu, care nu-i convine lui Ponta, dar este un gest politic constituțional, normal, legal, cu autorizație, deci din punctul ăsta de vedere, nu cred că sunt probleme. Faptul că astăzi Partidul Național Liberal a luat decizia de a nu face un meeting simultan cu cel pe care și l-au propus și PSD-ul, este un lucru de normalitate, european și liberal. Faptul, ce s-ar fi întâmplat dacă am fi acceptat continuarea meeting-ului la București? Acte de violență, ceea ce dorea Victor Ponta. Vrem să fim și să demonstrăm că se poate face politică liniștit, elegant și demn. Ăsta este meeting-ul nostru, asta vrem să facem, vreau să fim reprezentanți de altfel de oameni în România. Jos Ponta! Pentru că nu merită să fie acolo unde este. Nu, a furat destul, toți să dispară de acolo. Să fie oameni decenți, oameni care reprezintă România. El nu reprezintă România. Deci nu sunteți mulțumită? Adică... Nu, absolut deloc. Considerați că ar trebui PNL-ul acum să... Da. PNL-ul e cel mai bun... Ce să mai... Protestul de astăzi, din punctul meu de vedere, nu înseamnă doar o întâlnire a oamenilor care vor și doresc binele acestei națiuni. Dacă translatăm lucrurile pe plan local, vedem că golănia politică de la București este transferată și pe plan local. Este o atitudine a tuturor cetățenilor, este o acțiune inițiată și demarată de Partidul Național Liberal. O susținem, avem speranțe că lucrurile în România se vor îndrepta. În primul rând, eu sunt alături de peneliștii mei, dar dacă știau, veneau și chimiștii vâlceni, care ieri au avut o mare întâlnire, la o reuniune de joi la Olchim, obișnuită de 2 ani de zile, plimbați pe drumuri. Ni se spune că îl înștiințează pe domnul Ponta, conducerea administratorului de la Olchim. Deci Olchimul se distruge cu știrea lui Ponta sub ochii lui. Cum vrea să-l mai agreăm, să-l mai vedem primi? Vrem altceva, alt om care să facă altceva și pentru omul de jos. Salariile